Vă spun din toată inima tuturor bun găsit și bun venit în același timp. Spun bun găsit celor pentru care eu am revenit acasă. Și spun bun găsit celor care mă socotesc ca un musafir, pentru că astăzi sunt și acasă, dar sunt și musafir. Am plecat de mult de aici, în urmă cu 25 de ani, și pe o mică parte dintre dumneavoastră vă cunosc. Pe unii dintre voi vă recunosc prin trăsăturile pe care le aveați atunci când erați mai mici și încerc să îmi fac în minte tabloul complet. De când am venit aseară, poate n-am mai venit de vreo 5 ani pe aici. M-am dus pe la cor, m-am dus prin beci, m-am dus prin încăperile alăturate. Locul în care aveam școala de sabat cu juniorii e... O parte e încuiată, dar e una și descuiată. Și sunt amintiri care, fără să vrei, îți năvălesc în minte. Fratele m-a înzestrat cu o Biblie pe care o cunosc mai de mult. În mintea mea se nasc amintiri și multe din aceste amintiri ne leagă împreună pe toți de același Dumnezeu pe care îl iubim, în care ne încredem, în care sperăm, care ne-a adunat la oaltă și care ne-a dăruit tuturor o speranță, o nădejde puternică, care să ne îndrepte privirea și nu doar privirea, ci gândurile și pașii și întreaga noastră viață pe o cale, o cale care să aducă bucurie pentru acum, dar și pentru veșnicie. Am emoții și îmi aduc aminte că atunci când eram ca unii dintre cei mai mici, instructoarele mele aveau mare problemă cu mine, pentru că atunci când aveam de spus o temă, intram pe ușa asta, turuiam tema, transpiram din cap până în picioare, după ce terminam tema, ieșeam afară și acolo eram cumva eliberat. Acel gen de emoții îmi vine mereu când sunt aici la Crinu, încerc să le depășesc, așa că dacă o să pățesc și de data asta, ca atunci când eram tânăr, vă rog să mă înțelegeți, sunt acasă. Vă invit să deschidem Scriptura și să ne apropiem de mesajul ei, de Dumnezeul care ne transmite un mesaj astăzi, un mesaj care să ne aducă mai aproape de El. Un mesaj care să ne întărească pașii pe această cale pe care am fost chemați prin cuvântul Evangheliei, calea care ne duce
înapoi la Dumnezeu. Și aș vrea să vorbesc astăzi despre patru lucruri importante în viața noastră și am să încep mai întâi cu un verset sau un pasaj din Cartea Proverbelor, capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința de Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere, El dă izbândă celor fără prihană și dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, căile, toate căile care duc la bine. Înțeleptul vorbește foarte mult în Cartea Proverbelor despre temerea de Dumnezeu. Ea este începutul înțelepciunii, spune el. Și atunci când privim la temerea de Dumnezeu ca fiind începutul, ne gândim de multe ori la o construcție. Există o parte a construcției care se vede. Dar există și o parte a construcției pe care nimeni nu o bagă în seamă. Dacă pereții sunt aranjați, instalațiile funcționează, dacă mediul este plăcut pentru noi, nu ne mai gândim la ce este dincolo de acestea. Dar cea mai importantă parte a unei construcții nu este cea care se vede, care este pe afară, ci este partea care nu se vede. Și dacă vorbim despre temerea de Dumnezeu, vorbim despre ceva care, în general, este partea de infrastructură, de undeva de desubt, ceva ce nu se poate vedea la prima privire. Dar dacă o construcție este fără fisuri, dacă stă în picioare, dacă rezistă provocărilor, asta înseamnă că ea are o temelie bună. Frica de Domnul, temerea de Dumnezeu. Oamenii, când vorbesc despre subiectul acesta, se gândesc la spaimă, la un fel de teroare pe care omul s-o aibă în suflet față de ceea ce este dincolo de ceea ce el poate observa și cunoaște. Și mulți oameni se înspăimântă. Însă, din perspectiva Bibliei, temerea de Dumnezeu este privită ca prin respectul cuvenit pe care să-l avem față de ființa care ne-a creat, de Dumnezeul care ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, care a zis și s-a făcut această lume frumoasă și care ne-a modelat din țărână ca să fim oglindirea, să fim chipul și asemănarea lui. Și ori de câte ori ești în prezența lucrurilor pe care Dumnezeu le-a creat, este un simțământ plăcut care te cuprinde. Într-una dintre excursiile pe care le-am făcut la munte, mi-au venit în minte multe amintiri din tinerețea și copilăria de aici. Cu fratele Vasilescu am fost într-o excursie la Piatra Arsă. Voi erați de dus în brațe sau de cărat în spate, și Claudiu și Gusti și alții care au fost atunci.
Se făcuse destul de târziu, era 11 noaptea și fratele Vasilescu zice, ia priviți în sus. Și am privit spre bolta cerească și pentru prima dată atunci la munte am văzut-o atât de aproape. Deci părea cerul o imensitate de stele și păreau să fie atât de aproape și nu numai că se vedeau stelele, dar parcă se vedeau așa spiralele și formele lor interesante. Te simți atât de mic. Te simți atât de mic în imensitatea aceea când privești Universul. Și acum generația dumneavoastră are ocazia să privească prin intermediul, cum se cheamă, sunt reproducerile acestea, da, imaginare ale Universului, călătoriile de la un capăt al Universului la celălalt, ele sunt aproape de realitate și când pornești de pe planeta Pământ și ajungi până la marginea cunoscută a Universului pe care oamenii l-au studiat, este o călătorie interesantă printre o pleiadă de stele la început și apoi sunt galaxii și alte galaxii și totul este uimitor. Cine a făcut aceste lucruri? Cine le ține? Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, spune David, îmi zic, ce este omul să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Și totuși Dumnezeul care a creat Universul este Dumnezeul care mă iubește pe mine, care te iubește pe tine și care ne poartă nouă de grijă, tuturor. Și acest Dumnezeu care are Universul întreg în grija Lui își ia din timpul Său să se întâlnească cu mine și cu tine. Și prin Sfânta Scriptură aflăm că sfârșitul nu va veni pentru planeta Pământ până când fiecare dintre noi nu ne vom întâlni cu Evanghelia, cu mesajul ei prin care aflăm dragostea uimitoare a acestui Dumnezeu atât de mare, care se ocupă de ființe atât de neînsemnate ca și mine. Atunci când înțelegi frica de Domnul, atunci când îți înțelegi poziția ta în marele univers al lui Dumnezeu, atunci atitudinea care se cuvine să o ai față de un Dumnezeu atât de mare este respectul din inimă, frica de Domnul, așa cum o înțeleg autorii Bibliei. Și atunci când înțelegi locul tău în marele univers al lui Dumnezeu, atunci viața ta va căpăta o anumită ordine. Ea va fi aranjată în așa fel încât lucrurile să aibă locul cuvenit fiecare dintre ele. Atunci când temerea de Dumnezeu este începutul, temelia vieții tale spirituale, vei așeza pe această temelie, așa cum obișnuiesc constructorii, știți, cărămizile se pun în ziduri. Țiglele sau, mă rog, tablele acum se pun pe acoperișuri, caloriferele prin... Cum ar fi să zidești țiglele în ziduri, să pui calorifere în loc de stâlpi, să pui stâlpi în loc de calorifere, să pui trepte în loc de scaune? Lucrurile ar fi exact pe dos. Dar atunci când înțelegem frica de Domnul, atunci când înțelegem măreția Lui, când înțelegem locul nostru în marele Său univers și în planul Său, atunci lucrurile capătă sens și în viața noastră și ele sunt așezate acolo unde le este locul. Următorul lucru despre care vreau să vorbesc
Am să citesc și de data aceasta un pasaj din Scriptură. Filipeni 2, versetul 3, mai departe. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Când înțelegi și privești grandoarea și măreția lui Dumnezeu, atunci nu poți să ai despre tine gânduri mai înalte decât se cuvine să ai. Eu am zis întotdeauna că cine poate să fie mândru n-a fost niciodată la munte. Pentru că muntele te învață un lucru de la început. Ești atât de mic. Ești atât de mic. Nu uita niciodată, omule, care privești măreția lui Dumnezeu, care îi contempli splendoarea, regalitatea, maestatea sa de rege creator, de Dumnezeu atotputernic. Nu uita niciodată că tu ești mic, ești atât de mic în marele său univers. Atunci când te gândești la măreția lui, simțământul care se naște în mod natural și normal, cu privire la mine, cu privire la tine, este umilința. Numai cine privește la Dumnezeu cu adevărat poate să înțeleagă adevărata umilință. Și numai cine nu privește la El poate să fie mândru și arogant. În lecțiune a fost vorba despre doi oameni care s-au suit la templu să se roage. Probabil că unul avea întâlnirea cu oamenii și pentru că s-a întâlnit cu oamenii, se simțea atât de satisfăcut de el însuși. Dar acela care a venit să se întâlnească cu adevărat cu Dumnezeu a simțit că este atât de mic, a simțit că este atât de nevrednic și că are nevoie cu disperare de intervenția lui Dumnezeu în viața lui. Respectul față de Dumnezeu te va duce în mod natural să-i respecti și pe ceilalți oameni. Să ai despre tine păreri măsurate și să privești, așa cum spune Pavel aici, în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de sine însuși. Ori de câte ori ai despre tine păreri mai mari decât se cuvine să le ai,
înseamnă că ai o problemă cu Dumnezeu. Sau poate că n-ai nimic de a face cu El. Că niciodată nu L-ai întâlnit cu adevărat. Și este cazul să faci o schimbare în viața ta și să faci în așa fel încât să mergi înaintea Lui, să-i admiri măreția, iubirea, bunătatea Lui cea mare, ca să poți fi vindecat de mândrie, care este începutul oricărui, știți de unde a venit răul, știți originea lui. Sigur, nu putem să avem o privire deplină asupra acestei apariții ciudate în universul lui Dumnezeu. Dar ceea ce știm este că din îngânfare, din mândrie, din înălțare de sine, a venit acest val de suferință, durere și moarte asupra pământului. Și ori de câte ori treci printre oameni și găsești răni, suferință și durere, trebuie să știi că pe acolo a trecut răutatea, vanitatea, mândria, îngânfarea și sigur a trecut în piele de om. Adică cineva îngânfat, mândru, arogant și așa mai departe a produs aceste răni. Dar oriunde întâlnești oameni mângâiați, îmbărbătați, încurajați, plin de speranță și de nădejde, acolo a fost cineva care s-a coborât la nivelul la care oamenii se aflau și a adus acestea în viața lor, vindecare, alinare și pace. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. În smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Și puteți face lucrul acesta atât de ușor dacă mai întâi priviți spre Dumnezeu și vă luați timp. Și vă luați mereu timp să-i admirați măreția, bunătatea și dragostea lui cea mare. Mai citesc un text din Scriptură și nu trebuie să caut mult în Cartea Psalmilor. De data aceasta citesc din Psalmul 136. Sunt o mulțime de psalmi care abundă în exclamații de felul acesta. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Atunci când te gândești la oameni religioși, la oameni credincioși, la oameni spirituali, imaginea este a unor oameni care vin, se închină, solemnitate, rigurozitate și este corect să fie așa. Nu vreau să spun că acestea nu sunt bune. Există o carte cu un titlu controversat și nu e singurul titlu, e unul care îmi vine în minte, Sfinții Mânioși. E o
E o contradicție. Dacă Dumnezeu este bun și dacă bunătatea Lui este cântată de la un capăt al Scripturii până la celălalt, cea mai mare cerință sau primul lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă din partea noastră este: fiți buni unii cu alții. De ce? Pentru că așa este Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, plin de îndurare, plin de bunătate, milostiv, îndurător, iertător. A fost atât de frumos gândul, sigur, și din strada dimineții, dar și de azi dimineață, când omul a cerut să îi se spună păcatele pe care el le-a mărturisit înaintea lui Dumnezeu, sora aceea a spus: uite, Domnul a zis, nu îmi aduc aminte. Să fii iertat de ceea ce ai făcut, nu de ceea ce n-ai făcut, de ceea ce ai făcut, de păcate grele, de păcate rele, să ți le mărturisești și când Domnul este întrebat cu privire la aceste lucruri, El spune: nu-mi mai amintesc. Și așa este. Pentru că în Iisus Hristos Dumnezeu ne-a iertat de tot. Și când spunem tot, punem punct și gata. Tot înseamnă tot, nu mai spunem acelea, așa, așa, nu, tot. Dacă le-ai mărturisit, dacă le-ai pus asupra Lui, El le-a purtat pe crucea Golgotei, le-a șters. Eu, spune Domnul, îl șterg fără de legile ca un nor. El aruncă în marea uitării. Tu ești și tu bun ca El? Sau ești diferit de El? Când tânărul a venit la Iisus și a zis: Bunule Învățător, ce să fac ca să am viață veșnică? Și Domnul îi pune acea întrebare. A fost un răspuns în care Iisus voia să se convingă: pentru ce mă numești bun? Mă numești bun ca învățător mai bun decât alții sau mă numești bun pentru că socotești că înțelegi de unde vin eu, cine sunt eu și de aceea mă socotești Dumnezeu și de aceea mă numești bun? Și tânărul, când răspunde a doua oară, nu-i mai spune bunule învățătorul, îi spune învățătorule. Adică atunci când i s-a pus pe tavă alternativele pe care trebuie să le folosească, el a ales partea cu învățătorule. Nu l-a mai socotit pe el Dumnezeu, pe cel egal cu Tatăl. Psalmistul spune: Doamne, la bunătatea Ta ne gândim în templul Tău cel sfânt. Și ori de câte ori ne întâlnim cu Dumnezeu, ori de câte ori venim la întâlnirea cu El, ne umplem de ceva ce are El și de care noi nu avem. El este bun, noi suntem răi și venim aici nu ca să ne facem mai răi, ci să venim ca să ne facem ca El. Exista și în vremurile apostolilor și astăzi există tentația aceasta de a ne apuca pe lucruri de nimic, să ne purtăm cu răutate unii față de alții. Pentru idei, pentru
fapte pentru lucruri făcute sau nefăcute. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și ce înseamnă pocăința? Să-ți pară rău că ești rău și să nu mai rămâi acolo. Să primești o inimă nouă și curată, să fii un alt om. Tatăl a venit acasă, șeful l-a certat. Când a intrat pe poartă, a certat-o pe soția lui că nu știu ce nu era așezat acolo. Doamna supărată a intrat și s-a întâlnit cu fata ei care nu așezase pe masă și a primit și aceea porția. Ea s-a dus plânsă dincolo în dormitor și l-a găsit pe fratele ei care nu și aranjase și a primit și acesta porția. Acesta a ieșit dincolo și surioara lui la fel și ea și-a primit porția de chelfăneală. Aceasta supărată a ieșit pe ușa din spate, cățelul ei drăgălaș dădea din coadă la acolo, i-a dat cu piciorul, câinele supărat a luat-o la fugă după pisică, pisica a sărit gardurile la vecin și uite așa un lanț întreg al lucrurilor rele. Când a fost aici nunta fratelui Cristian Voicu, fratele Dumitrescu a venit cu o poezie din Arghezii și a citit-o aici. Când vii, pășește slobod, râzi și cântă, necazul tău îl uită întreg pe prag, căci neamul trebuie să-ți fie drag și casa ta să-ți fie zilnic sfântă. Când vii acasă, când pleci de acasă, când mergi pe cale, când ajungi undeva, când pleci undeva, nu uita, Dumnezeul în care te încrezi, Dumnezeul pe care îl iubești, este un Dumnezeu bun cu tine. El te-a iertat, i-a primit, fii și tu bun cu cei de lângă tine. Mă uit la ceas, timpul se scurge repede, mai citesc un pasaj cu îngăduința dumneavoastră. Matei 25. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniții vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Sau când te-am văzut noi străini și ți-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri uneia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Aceasta înseamnă slujire. Al patrulea punct despre care aș fi vrut să mai amintesc
dar mă opresc aici. Nu uitați, frica de Domnul. Ea ne va conduce la umilință. După aceea, admirația față de Dumnezeu și față de ceea ce a fost El pentru noi ne va conduce la bunătate. Și bunătatea trebuie să-și găsească o cale de a se exprima. Dacă spui că ești bun și nu slujești pe nimeni și nu ajuți pe nimeni și trăiești doar pentru tine și pentru tine și pentru tine și pentru tine, înseamnă că ești un egoist. Dar atunci când ești bun cu adevărat, bunătatea va găsi o cale să se manifeste. Dacă este parfum în floare, nimic nu-l va putea ține acolo. El se va răspândi. Dacă este bunătate în inimă, ea se va răspândi. Să ajute Domnul ca în ziua aceea, Domnul să ne poată spune și nouă, veniți. Veniți pentru că voi semănați cu mine. Da, să spun, pentru că e a dumneavoastră istoria aceasta. O mamă care urma să nască, era în spital să nască, a fost vizitată de soț și copii, dar portarul a zis, nu se poate să fie ai tăi toți. Și omul zice, uite, hai să facem o înțelegere, dacă seamănă cu mine, îi las să intre. Dacă nu, atunci să stea aici cu dumneata. Și omul s-a uitat la primul, da, să intre. S-a uitat la a doua, să intre. S-a uitat la a treia, să intre. S-a uitat și la celălalt să intre. Hai, intrați toți că seamănă cu tata, toți. Cred că venea gelul pe lume. Tu ești cel mai mic, gelul? Maria. Înseamnă că Maria. Înseamnă că Maria. Înseamnă că Maria. Domnul Brad mergea la spital la sora Brad, sora Ana Brad, da. Și era cu toți copiii și portarul nu voia să îl las. El ne-a povestit acasă, așa că este a dumneavoastră. Când Domnul va veni, să ne poată spune veniți, pentru că voi semănați cu mine. Vă cunosc, sunteți ai mei, chipul meu este în voi. Iisus și-a dat viața pentru ca chipul Tatălui să fie înscris în noi. Trăiți în așa fel încât să arătăm că purtăm chipul Lui. Și Domnul să ne ajute să mergem mai departe pe cale până la sfârșit. Amin. Amin.